Eu am venit la Poiana Câmpina, nu să bat câmpii, ci să fac un reportaj despre cum pot să cresc calitatea vieții românilor. Dumneavoastră? Eu ce? Eu am venit de la București la Poiana Câmpina. Pe scopul și durata vizitei. Ei, am găsit aici un centru unde pot să fac și tratament, plus multe alte servicii medicale, plus o cură de relaxare. Toate trei la un loc. Unde? La București? Nu găsești multe. Pentru ce ați venit? Kinetoterapie, hidromasaj. Așa, de întreținere, de prevenție sau... recuperare. Recuperare? La dublă hernie de disc. Înțeles. Cum ați căpătat? Sportivă? Sunt sportivă. Am făcut karate 4 ani. Și pentru că lucrez ca inginer, stau jos pe scaun tot timpul și de aceea. Faci încă 5 și te oprești. Acum, practic, se întinde coloana. Practic, coloana stă în poziția ideală. Exact. În care trebuie să o menținem și pe parcursul. Avem 5 secunde de tracțiune, 3 de liberare, în care coloana se relaxează. Și urmează alte 5 secunde în care se întinsă la maxim și apoi relaxată. Herniile de disc, artrozele, reumatismul de tip inflamator. Faceți turism medical aici? De unde veniți? Da, din Ploiești. Din Ploiești, nu? Da. Veniți regular sau? O dată pe săptămână. S-a creat acest centru balnear care folosește această resursă deosebită, apa de izvor, cu o concentrație apropiată chiar Mării Moarte. Are 321 de grame la litru. Cu dumneavoastră, numărul de turiști care au venit aici la Poiana Câmpina, la centru medical, sare de 60.000. Da, și o să mai aduc și familia și prietenii. Pentru hidrochinetoterapie? Da, pentru hidrochinetoterapie și relaxare. Probleme cu spatele, da? Probleme cu spatele, da. Centrul medical din Poiana Câmpina este o investiție de 22 de milioane de euro în totalul amenajărilor sale, care conține specialități precum recuperare medicală, laborator de analize, dermatologie, gastroenterologie, obstetrică, ginecologie, endocrinologie, o imagistică medicală cu aparatură performantă de ultimă generație. Astfel încât întreaga familie se poate adresa la Poiana Câmpina, la centrul nostru medical, pentru a-și rezolva problemele de sănătate sau pentru a veni pentru o simplă zi sau un sejur întreg de relaxare. De pe scaunul de birou care provoacă afecțiunea, pe scaunul cervical, unde afecțiunea este ameliorată, tratată, nu-i așa? Așa este.
Câți oameni vin așa cu această boală a civilizației, să zic, bolile de coloană, de spate? Marea majoritate suferă de această spondiloză cervicală datorită muncii de birou, accidentelor, diferitelor cauze. Reambulator este un aparat revoluționar cu ajutorul căruia am reușit să ridicăm din scaunul cu rotile pacienți din toată țara. Este dotat cu funcții speciale care creează un avatar ce se vede pe ecran, astfel că el imită imaginea pacientului și îl ajută pe acesta să-și corecteze pozițiile în funcție de diagnosticul pe care îl are, cu ajutorul asistat al unui kinetoterapeut specializat. De unde sunteți? De unde veniți aici? Din București. Din București? De ce bateți drumul până aici? Bateți câmpii până aici la Câmpina. Nu e așa de departe și e un centru foarte, foarte important, foarte în condiții de ultima oră. În cadrul laboratorului efectuăm analize care vin în sprijinul specialităților din cadrul centrului medical. Am găsit soluții ca laboratorul nostru să elibereze rezultate chiar și în aceeași zi, ceea ce ne diferențiază de laboratoarele din București. În această categorie de analize intră hormonii tiroidie, defectivitate, markerii tumorali, dar și analize specifice patologiei din zonă. Ne aflăm în zona spitalizare de zi, unde oferim servicii medicale în cele 11 specialități pe care le-am deschis rezerva, în care pacientul este spitalizat, este dotată cu tot ce are nevoie pe toată durata spitalizării de zi, până la 12 ore sau mai puțin. Are măsuță specială pentru servirea în cameră a prânzului sau cinei. Paturile sunt acționate electric, consola pentru oxigen. În dulap, pacientul nu mai trebuie să vină cu absolut nimic de acasă, pentru că are aici tot ce îi trebuie. Avem în fața noastră, un pic în partea aceea, un aparat RMN de ultimă generație, 1,5 Tesla Siemens. Ce avantajul nostru, probabil majoritatea nu-l au, este faptul că avem antene dedicate, avem accesorizat foarte bine aparatul cu antene special pentru musculoscheletal. Cadatreflă, prin ce se individualizează? Cadatreflă folosim pentru cei mai mici tei, cum până în 2-3 ani, să zic așa, avem și mai mari cei. Ziua, de unde veniți aici la tratament? Din București. Din București, nu? Da. Merită drumul? Merită, da. De ce ați ales centrul acesta medical? Pe față de comandare, cineva, că s-a simțit foarte bine după tratament. Și l-am ales, mai avem o zi în mine și deja ne simțim mult mai bine. Câte zile? Este a noua ședință astăzi și mine va fi a 10-a, deci 10 ședințe total. Și mi-ați dăruit un mare bine.